Eu vă salut, stimați prieteni. În viața politică din Republica Moldova am văzut mai multe istorii. Dar asta cred că o să devie istoria numărul 1, cum lucrează CECU. Chiar cred că e mai tare decât așa când ne-au scos pe noi legal din alegerile parlamentare din 2014. Vă spun pe scurt istoria. Deci aveți mai mulți, vedeți mai mulți membri CECU-ului pe ecran. Doamna președinte PAS, domnul Postic tot de acolo. Și încă 4 membri, că ăștia 6 de la PAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici sunt 3 de la opoziție. Caroci. Este un cetățean, domnul Borodachi, care vreo 3 zile în urmă a încercat să înregistreze grupul de inițiativă ca să strângă semnături, să participe omul la prezidențiale. Nu-l cunosc, nu vreau să mă dau cu opinia, dar acest raportor, membru CECU-ului numit de PAS și Ialora, citește proiect de lege, proiect de hotărâri, că în baza articolului cutare și iar cutare, Borodachi trebuie înregistrat. Uitați-vă ce se întâmplă, dar vă rog frumos, că asta e prostă, că noi nemțe, zoa cosmedimianscă tușă sfiat. Tak, prin constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 1166 din 2023 și punctul 14 din regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 1185 din 2023, se propune următorul dispozitiv. 1. Se înregistrează grupul de inițiativă numărul 25 de persoane, conform anexei, pentru colectarea semnăturilor în susținerea domnului Valentin Borodachi, în calitate de candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, desemnat de adunare cetățenilor. 2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Valentin Borodachi. 3. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 20 septembrie 2024 inclusiv, în conformitate cu articolele 65 și 139 din Codul Electoral. Și aici e clar, gata. Vota na pobeda. Articolele 35 și 40 din regulamentul privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmire, prezentarea și verificarea listelor de subscripție, aprobat pe hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 1166 din 2023. 4. Prezentă hotărârea intră în vigoare la data adoptării. Și final, gata, domn Borodachi, trebuie de-am să pregătească listele, crioanele, costiumul. Și la curte de apel Chișinău. Și să mă treci. Raport încheiat, rog susținerea proiectului, spune membru PAS. Colegi, întrebări la proiect în întregime, dacă avem. Întrebări aveți? Nu, n-au. O propus. Luări de cuvânt? Luări de cuvânt? Domn Borodachi. Domnule Borodachi, dumneavoastră, dacă aveți luare de cuvânt. Uitați-vă la fața bucuroasă a omului. Mulțumesc, am vrut să încurajez poporul care mă susține. Totuși va fi bine, avem viitor în țara asta și chiar și după toți. Da. Mulțumesc și mulțumesc. Da, așa. Tak, și omul, ca mă bucuros că sunt alte propuneri, îl înregistrează. Votului proiectul prezentat de către domnul Catărău. Domnul Catărău de la PAS l-a propus. Uitați-vă, cine este pentru? Opoziția, socialiști, comunistul? 3 voturi pentru. Împotrivă. Uitați-vă aici, împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5 voturi. Cătărău care a propus să fie votat, îi votează împotrivă. Postic s-a pierdut, s-a rătășit, s-a obținut. Uitați-vă fața lui Borodachi, om polit de tramvai. El a figit. Domnule Borodachi, vă mulțumim pentru participare. Următorul proiect de pe ordinea de zi. Domn Borodachi, nici nu înțeles cum așa. Acreditarea unui observ. Băi băieți, asta e prostă capiez. Vă să înțeles? Reprezentantul PAS-ului propune înregistrarea grupului de inițiativă. Citește articole. Pe urmă, tăți ăștia din PAS votează contra. Domnul Postic s-a obținut. Căruși, grupul de inițiativă lui domn Borodachi nu a fost înregistrat. Încă o dată, nu-l cunosc pe omul ăsta. Nu vreau să-i fac reclamă. Băi băieți, dar nu se poate așa. Nu se poate așa. Cum propui tu, raportor, înregistrarea grupului de inițiativă? Citești jumătate de codul de codul civil, din codul electoral și pe urmă tot tu și aici la Zgalgin votează contra. Le-a venit mesaj în grupă în Viber obții. Și domnul Postic mă tincă nu s-a uitat, nu a citit. Doamne ferești, fiesele ești la opoziție, s-a pierdut. Cum e? Dar numai așa ați propus să-l înregistrăm. Dacă propui, voi... Rebeat, casă-i din nebun. Doamne ferești, ne așteaptă în alegerile astea. Poverite, atât o ca în acea la durdomă. Căruși, avem de lucru în continuare. Vă mulțumesc. Sila, pravde, mergem înainte. Păcă.